Eu răcnesc și chiui și blestem și șuier. Și mă liga în veci o păzesc. Cine mă liga constă din trei noțiuni, din trei cuvinte. Cine mă liga și mă liga. Asta sper că răspunde anumite chestii. Care asociere? Care asociere? Cine mă liga? Cine mă liga? Vă spun așa o chestie. În străinătate, oamenii o să-și dă seama despre ce noi vorbim. E cinema, liga. Doar că francezii o să-i spună cinema, liga. Da, da. Noi, moldovenii, vorbim ca liga cinema, să formulăm așa, dar încheiem asta. Mă liga. Și din câte eu văd până acum, oamenii cam pozitiv să uită la mă liga asta noastră, care uneori se mai râd unii din alții seri despre noi de mă liga. Dar eu văd că bine de. Și cum ați vă convingeți și voi, după ce o să gustați mă liga la noi acolo care suntem pe parte, e chiar e bună. Cum acum se manifestă cine mă liga? Acum, cine mă liga este, puteți așa că sunt, dacă vreți să o luați așa concret, acum asta e evenimentul care va avea loc de pe data de 3 până pe 7 iulie. Da, asta e prima manifestare a cine mă liga. Da, care va avea loc la... Ce va avea loc acolo? Deci două zile, 3 și 4, vor avea loc training-uri cu muzică live, cu voie bună, cu mă liga, și cu toate cele necesare pentru a crea o comunicare cât mai legeră, fără obligații și alte chestii. Deci, este cinema. Păi da, este cinema. Tot evenimentul sunt teme sociale, adică oamenii vin, noi arătăm cum se face filmul, explicăm, îi îndrumăm, după care au 48 de ore să-și arate ce au înțeles în urma trenilor. Asta pentru începători. Pentru începători, e o ocazie bună de a se întâlni la un pahar de orice. Ca să-mi spun lucruri care nu poate spus la televiziune. Și să se comunice într-un spațiu leger, unde plin de oameni care tot ca și visează sau fac deja filme. Sincer, eu sunt regizor, tot ce vreau să fac, să fac filme. Dați-mi voie, pentru asta, asta nu vă concret, eu zic de societatea noastră, noi nu avem o industrie, nu avem o structură, nu avem legislație. Adică să încercăm să implicăm și profesioniști. Acum profesioniști îi implicăm, m-ar veni din altă parte a scenei. Adică profesioniști acum la care apelăm noi, ei sunt pentru a crește, să zic, atitudinea oamenilor față de cinematografie în general. Adică și, de fapt, accesibilitatea cinematografiei. Din cauza că oamenii au impresia că e o chestie care se poate întâmpla doar în Hollywood. Asta e momentul care încercăm să-l arătăm în data de 3 la prima ediție a evenimentului. Va fi va preda mișcarea produsului și din punct de vedere a producătorului la festivalul, de a-l comercializa, metode de a obține finanțare. Marketing. Pe urmă să fie Valeriu Șolo, va preda imagine pentru începători, el director de imagine la Jurnal TV. Ne putem să fie mult de cunoaștere. Scenografie va preda Anastasia Grigoroșina, care e scenograf și tot cu deja, spunem așa, dacă este posibil, în vogă, la noi e foarte bună, lucrează cu foarte mult și în filme participat. Roman Bordei va preda mixarea sunetului și muzica în filme, în compune, două obiecte separate. Liviu Burga, care îmi spun că îl cunoașteți, el va preda fotografie. El automat s-a întors recent din altă țară și o să fie perioada asta aici și automat reușim să-l încadrăm în protestul. Și așa mai departe. Deci, Cinema Liga este o școală sau este o comunitate a cineaștilor sau cum? Asta e împreună. Nu cred că ar fi bine de strâns doar că asta e ori. Nu e ori, și în general. Acum suntem este un platformă cinematografică. Acum suntem în așa, noi acum ne creăm. Așa se întâmplă atât asta, durează doar două săptămâni. Ne s-a pregătit mai mult timp, dar noi acum suntem în proces de creare. Astăzi asta cu siguranță este o comunitate. Deja devine o platformă. Ce o să fie mâine, nu vă putem spune. Așteptăm pe toți să implici doritorii, care de la zi la zi se implică tot mai mulți, de asta nu putem să vă zicem mai mult exactitate ce se întâmplă. O avalanșă la moment. Apropo, ce am obținut și în general tot evenimentul, noi facem absolut fără niciun sponsor. Doar Ministerul Culturii ne ajută financiar, mai ales nimeni
doar pune mâna ei ca partener, vine și ajută. Deci, acum, la ediția asta, noi am pus scop să o realizăm așa, ca să fie... Da, parteneriat, exclusiv parteneriat, adică toți se implic, încercăm să coagulăm, asta a fost scopul nostru, pe care încercăm să realizăm. Că în sine, scopul nostru nu e evenimentul, ci coagularea, de fapt, a oamenilor din domeniul, a structurilor, atât persoane fizice, cât juridice, mă rog, juridice care există. Scopul de a, de a comunica, de a... De a crea o platformă cinematografică sănătoasă, nu... Da. Și e care la peciul lui. Da.